La câteva luni de la dispariție, avocata a început să fie căutată și de internauți, totul grație unui joc online creat de un român inventiv. Jocul presupune găsirea Elodiei dintr-o mulțime de poze. O televiziune a lansat apoi un concurs de scenarii despre dispariția Elodiei Ghinescu. După numai o săptămână, pe site erau publicate peste 1000 de variante care tratau subiectul într-o manieră comică, dramatică sau SF. Elodie a devenit muză pentru artiști. Solista de muzică populară Gherghina Stancu a compus chiar o melodie în care deplânge dispariția soției lui Cioacă. Și totuși ea... Nici comercianții nu au scăpat o astfel de ocazie. Un cofetar din Herculane a creat o prăjitură cu numele avocatei dispărute. Inițial, vânzările au fost însemnate. Producătorul a decis mai apoi să retragă prăjitura de pe piață de teamă că și-ar putea pierde clienții dacă avocata va fi găsită moartă. Ideea a fost adoptată și de patronul unui restaurant din Sinaia, care a introdus în meniu un cârnat numit Elodia. La mare căutare au fost și tricourile, dar și cănile cu chipul soției lui Cioacă vândute pe internet. Mai mult, suporterii echipei Steaua i-au cerut Elodiei în timpul partidei de campionat cu Poli Timișoara să se întoarcă acasă. Asta zic, Cioacă, asta zic, Elodia! Misterie masă sau